preajunția voastră, iubite Părinte Paroh Iosif, frățenici și iubiți și prețuiți preoți, iubiți tineri și tinere, iubiți credincioși, aș vrea ca în numele preoților ortodoxi din Onești și a tuturor tinerilor și a tuturor credincioșilor să adresez frumoasa salutare de Hristos a înviat! Iată-ne că pe acest frumos portativ al cântărilor învierii Mântuitorului Iisus Hristos ne este dat ca să ne bucurăm astăzi cu toții, să ne hrănim spiritualicește, duhovnicește, din prezența Sfintei Liturghii sau prin Sfânta Liturghie care s-a oficiat astăzi aici. Mulțumim frumos, Părinte lui Alupe, pentru cuvintele înălțătoare care le-a spus și mai ales pentru această exprimare a solidarității tuturor tinerilor, căci toți sunt ai lui Iisus, căci toți cred în El și toți trebuie să-L urmeze pe El. Așadar, dragi tineri, să rămânem ai lui Iisus. Să rămânem mereu buni și să fim purtătorii acestui mesaj pentru mileniul 3. Tuturora, încă o dată, vă mulțumim pentru prezență, iar Iisus, Sfântul Părinte Episcopul, are speranță în voi și bucurie în voi. Vă mulțumim! Rămâne un mare scandal pentru omenire faptul că noi creștinii suntem încă intimidați. Trebuie să reținem că populația globului care actualmente este de peste 6 miliarde de oameni, e bine, din aceștia abia aproape 2 miliarde sunt creștini. Și aceștia dezbinați, catolici, ortodoxi, protestanți, neoprotestanți, ce credibilitate putem avea noi în fața acestor peste 4 miliarde de oameni de pe Pământ dacă vom continua să trăim destinați? Noi, greșeni, de când ne-am fost seminarist, am avut un loc de Părintele Cleopa. Ați auzit cu toții de sumare Cleopa de la Mănăstirea Sfestria de la Neamț. Și la el, într-o zi, a mers cineva și i-a cerut un sfat. Printre altele, i-a spus că uite, nu știu de ce, Părinte, eu mă rog, dar parcă Dumnezeu nu mă ascultă, nu îi se împlinește nimic. Și atunci, Părinte îi dă un sfat. Dar,
libertate, de bucurii, de spor în toate, dar mai ales în lucrarea. Credincioșii se întrepătrund, merg unii spre alții, merg unii de la bisericile lor spre bisericile noastre, de la bisericile noastre spre bisericile romano-catolice. Dar iată că lucrul acesta se întâmplă chiar și în rândul sinodalilor noștri, mai ales după venirea Sanctității sale, Papa Ioan Paul al II-lea, vedem mereu de pomenire, când a venit în România, după aceea a fost și o deschidere și mai mare și toți ortodoxi am beneficiat, am putea spune, de acest sprijin, de această iubire a Papei care a venit cu Domnul, pentru că a dorit foarte multe lăcașuri de închinare ortodoxilor care sunt în Italia. De aceea m-am rugat pe Asfințitul să vă transmit arhierești binecuvântări pentru aceste întâlniri, dacă nu ar fi fost delegat cu aceste plecări, ar fi fost în mijlocul nostru. Deci ar fi fost aici. Sigur că, iubiți credincioși, aceasta este o problemă foarte importantă și cu trecere înaintea lui Dumnezeu. De aceea, dumneavoastră, cei care ați venit și sunteți prezenți aici, ați făcut un lucru de generozitate, ați făcut un lucru de dăruire și, în același timp, ați făcut un lucru de iubire. Ați arătat că între noi, între bisericile noastre, nu există decât iubire. Această iubire noi trebuie să o practicăm în continuare. Iubiți credincioși, sigur că tot în acest consens vreau să vă spun că de fiecare dată când noi mergem în Italia și în noiembrie a fost o mică delegație doar de 4 preoți, am beneficiat de sprijinul celor cu care noi am intrat în dialog. Ne-am întâlnit atât cu comunitățile ortodoxe de la Veneția, de la Padova, de la Milano, de la Bergamo, unde de altfel suntem așteptați pentru ca să mergem acolo să punem temelia unei biserici. În toate aceste împrejurări am fost ajutat, desigur, de Bare Mario, care, într-adevăr, este un foarte cunoscut în lumea Bisericii Catolice, deci este cunoscut în toată Italia. Dacă spui acolo că uite, îl cunosc pe Părintele Mario, toți îl cunosc pe Părintele Mario și îți deschide ușa imediat ca să intri. Sigur că Părintele este cunoscut și în România, păcat că nu am avut acum posibilitatea să vă dăm la fiecare câte o fotografie, câte un mesaj unde Părintele Mario a fost primit la prefericirea sa, la prefericitul Părinte Daniel, chiar după instalare. Și, deci, este foarte cunoscut de către prefericitul Părinte Daniel, Părintele Mario. Deci este cunoscut la Iași, la București, la Sibiu, la Cluj, la Târgu Mureș, mă rog, nu mai numără atâtea orașe unde Padre Mario este cunoscut în lumea Bisericii Ortodoxe, de către preoți, călugări, foarte mulți îl iubesc. Deci atât că este o apropiere, este un semn al iubirii. Și după aceea vreau să vă spun iarăși că eram cu părinții de la Catedrală în Florența, Marea Biserică, care este închinată Sfintei Cruci, și se spune că în Italia când mergi, te întreabă cineva, ei, ai fost undeva și dacă spui că ai fost la Sfânta Cruce, la Catedrala Sfânta Cruce, ești foarte apreciat. Înseamnă că ai văzut ceva extraordinar. Ei, și acolo vreau să vă spun că acea biserică, acea catedrală care este imensă, este la ora actuală condusă de către doi frați franciscani din România. Ei aveau chirile peste tot acolo. Ei dirijau și ne-am primit cu multă deschidere. Ne-am primit cu, bineînțeles, români, ne-am primit cu suflet români.
porți deschise. Iubiți credincioși, tot la fel, să știți că sunt și sinagogile, sunt și moscheile, toate sunt cu ușile deschise. Și peste tot, într-un fel sau altul, se slăbește și se prea slăbește numele Lui Dumnezeu. Să nu uităm niciodată, să fim sinceri,